Bă, mă gândeam la partidele politice. Eu sunt membru, că l-am ascultat pe Băsescu, zicea că un partid trebuie construit cu oameni noi. Și am zis, bă, vin și un pâmp. De ce? Păi sunt om nou. Cum? Sunt un om doar cu un coi și vreau să plec la război. Care război? Războiul de mintea mea. It's a word in my mind. Așa. War! War! Și după aceea un ghibiot de pământ. Don't worry, be happy! War! Deci mă duc la pământ. Și eu. La don't worry, be happy! La 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 la! Păi eu, băi! Băi! Am venit să mă scriu în PMP! Ăla. A, bună ziua, ăla. Păi de ce vorbești mai așa? Ți-am mâncat rățușca limba, ce pula mea ai? A, nu, rățușca de bărâca. Râca la viață, râca la rățușca la bărâca. Da, la bărâca. Văd că ai o dicție să-mi bag pula, te-ai și angajat la radio sau la televizor. Da, știu. Păi le cu la loc, am spus-o pe la puba, 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 aolo, băi, n-ai. Hai că facem noi un partid. Galipiști, ce zici? La, no, ăla nu mă le lăi. Ce ne ești? Ăla vrea. Zic, bă, unde vă zic? A, nu știu, a venit aici și a scris și a păcat. Asta era trezit, bă, ca a doua zi după ce fără să ăla e, eu vădeam a trezit. Tu mi-ai zis ce zici? Bă, eu sunt un artist. Amator. Amator de senzații tari. Aveți senzații tari pe aici? Nu, dar asta sunt senzații tari. Unde e Elena Udrea? La birou. Bine, hai că mă duc la Elena Udrea. Nu, că trebuie să ajung la locomare. Ce să am? Locomare. Bine, hai fă programare. Da, cu ce să-mi dă? Cu ce vrei tu? Păi, eu gândesc că o oală. Este ce, o oală? O oală de noapte, de zi, de ce? O troacă? Ba, de ce vă zic așa, dar noi nu ne-am luat, noi așa. Păi, bă, l-am găsit pe cel mai punct de punct, ziceam, așa începe să-mi placă. Era unde acum vorbește cu tine. Ce până și eu, domnule? Că nu vedeam. Da, 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 da. Hai, mă, dar nu cred că vorbește așa, aia vorbește de clar. Păi, da, dar eu sunt de zbăt. Și ești plimbut? Da, nu vedem de asta. Eu apară de zi, partenerea la lezbet. Da, știu, trebuie să-mi explic, nu sunt cot. Da, mai, păi, mai am de vei. Nu te jignesc, dar n-are nimic, am ajuns pe mai de știi? Și eu sunt limbut. Limbut să mai ce aia care turie mult, dar nu, sunt limbut când dau mult. Dacă ți-ai niște flash-uri cu mine, ce? Da, la flash după YouTube. Când dau mult, așa vorbeam. Hai să vă zic o poezie. Drog. Spectatori și ascultători, fiți ascultători cu părinții și nu vă iubiți între voi, că vă copii, și iubiți copiii și câinii vagabonzi. Bă, ce, da, împrăștiam iubire, că suntam împrăștiat. Bă, asta e. Bine, aveți o oră de la 9. La ce ora? 2 sau 9? La ora 2. La 2, bine, hai, acum ce? 1 jumătate. Deci, hai că vin la ora 2. Mă, vin eu pe acolo. Pula mea, mă duc că-mi iau o cafea, că mă duceam și-am plălit mai bine în alta. Să-mi iau o cafea, stau, aștept. Mai încep să vorbesc singur, mai stau. Mai a cam fost nemulțumită că vorbesc singur. Vezi, dacă nu toată lumea mă cunoaște, dar limbul tu nu m-a cunoscut. Și după aia mă gândesc că era pe lângă cum vorbesc cu doamna Elena Udrea. Ajung eu la 2:05. Bună ziua! Da, mea! Era secretarul lui Elena Udrea. Că se dea pe acolo, îi mai băga muzica în căști. Fac eu, gata, poate să mă cunosc pe doamna. Păi la ora
Așteptat, aici. Bine aștept, mai aștept mult pe ce pula mea vă rog, cu prieteni, stai, mă uit la pe birou, aveam niște câștii prăștia, să zic să mă uit, aia nu mă uit, mai uit, foarte mă scuze. Îi văd un telefon acolo, să-i încerc, îi încerc, îi încerc, ce fac, îi găsesc numele pe gadgeti, că e atâta. Și ce mă interesează pe mine, și de prieteni, și de prieteni. După aia mă uit, iau un pahar de apă, beau pahar. Și după aia vine o domnișoară, de aia. Bună ziua, domnule, sunteți domnul Răducu? Da, domnișoară, sunt domnul Răducu. Am cerut o întrevedere cu doamna aia, la urmă. Bine, vă poate primi. Pa. Bună ziua, doamna Elena Udra. Mă numesc Dan Răducu. Pa, doamna Răducu, de însă. Trebuie respectat în punct de vedere. Vreau și eu să mă scriu la doamna Sfânta Fii. Păi de ce? A, am fost membru PRM, dar cred că am fost. De ce? M-am scris de mult. A expirat și carnetul, a expirat și... Nu le-am dat bani. Dacă nu, doamna Fii. Și de ce? Da, n-am mai vrut să fiu național șovin, n-am mai vrut să urăsc ungurii, țiganii, evreii, păi de ce? S-ar putea și eu să fiu, că mi-am corcit cu toții și sunt mai mult român, foarte mult român, dar mai ales în inimă, inima mea așa bate, cu viteză maximă de rău. Și vreau să mă înscriu la dumneavoastră, ce implică acest lucru? Uitați la ce platforma program, alea, mai îmi dă mai aia o gașcă mare de foi, le citiți, vă documentați, vă zic, da, și trebuie să dau examen. Nu. Și așa, cât e cotizația? Păi, îmi spune, o cifră, așa, ok, semnăm actele, da. Dați-mi buletinul până atunci am fac și îi dau buletinul și îi zice, o, ce fac aveți? Cu bani, da, e cu bani. Orice mă repart. Aia, nu? N-am vrut să zic asta. Și așa vă lăsați bărbatul timpul, nu mai mă băghere. Că de asta trebuie să vă ceți băghere la părere. Care este un mic sub incidența legii. A, păi nu vrem așa ceva. Că niciodată. Bine. Veniți mâine și vom face toate cele necesare. Zicea. Și de ce vreți? Ce aveți? Ce expectații aveți de la partidul nostru? Păi îmi place cum sună. Pup. Acum. Mie îmi place să se facă mișto de mine. De ce? Sunt prea megaloman. Dacă se mai face din când este mișto de mine, e mișto. Și să se mai stăpă. Oh, m-am trecat în mine, am flaculat. Aia nu se mai întâmplă. El omerește. Poate da, e omerește, dar acum trebuie să vedem la fel. Deci, de aia, ca să cobor ușor, ucea părbă. Oh, ia uite! Aia făcea, păi ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Ați mâncat ceva stricat? Nu. Eu mănânc ceva bun. Numai o mâncare bună. Ce? Îi credă Manciuria. Da, dau mai șampanie. Da, mai în locare o scupă, în cuburi. Da, bă. Vorbiți serios? Că aveți cont la bancă, la mai multe logici. Câte conturi aveți? Nu știu. Acum, nu mai știu. Ce pot conta din urmă de a, wow. Dar ce profesie? Scriitor. Da? Că ce nu au fost profesie. De cine? Nu știu. În primul rând, m-a tradus fost la soție. Și după aia am tradus-o și-o pe aia. Cum a părăsit, m-am dus la o găcică. Dar ce povesti din viața? Păi ca să mai treacă timpul, să creadă aia că o facem. Trebuie important. Ăla și cu aia și plimbul. Noi spuneți așa un domnul, e domn, da, așa, bine, domnul, cum îl cheamă? Iliuță, a, Iliuță, domnul Iliuță Limbun. Domnul, retrage ce? Bă, dar tu zici să retrag, ce să tot retrag? A, scuzați-mă, doamne, nu mai inclusiv. A, ce înțeleg, așa sunt bătoare. Nu sunt toți, unii sunt fătălăi. Cum, fătălăi? Fătălăi. Unii sunt efeminați. Și nu am zis ce sunt. Ateneat. Cum sunt? Ateneat. Și ce, vă place femeile? Dar ce vreți să-mi placă? Altceva.
decât ceva. Trebuie să-mi placă și mie ceva, nu? Da, n-am afirmat asta. Bine. Deci venim mai, venim mai, da? Da. Până ce oră? Veniți mai dimineață, că am pus rezolvă. Și pot să-mi dau demisia oricând? Da. Vari motive? Da, vari motive. Ok, atunci. Să rămână, doamnă, la revedere!